Omenirea va fi pierdută prin minciună. Câteva fragmente de la Sfinții Părinți. În vremea noastră, adevărul este arătat în mod oficial și cu solemnitate drept minciună, iar minciuna drept adevăr. Și fiecare persoană, fie că își dorește, fie că nu, trebuie să creadă aceasta, împotriva oricărei temei și analize raționale. Ori de nu, vai! Drept mijloc de pierzanea neamului omenesc, a fost întrebuințat de către îngerul căzut minciuna. Din această pricină, Domnul a numit pe diavol mincinos și tatăl minciunii și ucigaș de oameni dintr-un început. Domnul a unit strâns noțiunea de minciună cu cea de ucidere de oameni, întrucât cea din urmă este urmarea nemijlocită a celei din tâi. Cuvântul dintr-un început arată faptul că minciuna a slujit diavolului chiar de la început ca armă pentru uciderea de oameni, spre pierzania oamenilor. Începutul răutății este gândul mincinos. Izvorul amăgirii de sine și amăgirii demonice este gândul mincinos. Prin mijlocirea minciunii, diavolul a lovit omenirea cu moarte veșnică chiar în rădăcina ei, protopărinții. Drept mijloc de pierzanie a neamului omenesc, a fost întrebuințat de către îngerul căzut minciuna. Din această pricină, Domnul l-a numit pe diavol mincinos și tatăl minciunii și ucigaș de oameni dintr-un început. Protopărinții noștri s-au amăgit, adică au recunoscut minciuna drept adevăr și, primind minciuna ascunsă sub chipul adevărului, s-au vătămat pe sine, fără putință de tămăduire, cu păcatul aducător de moarte, lucru mărturisit și de strămașa noastră. Șarpele m-a amăgit, a zis ea, și am mâncat. De atunci, firea noastră pătrunsă de otrava răului tinde, cu voie și fără voie, spre răul care se înfățișează voinței pervertite, înțelegerii schimonosite, simțirii pervertite a inimii, în chipul binelui și al desfătării. Cu voie, pentru că noi mai este încă o rămășiță de libertate și de alegere între bine și rău. Fără voie, pentru că această rămășiță de libertate nu lucrează ca o libertate deplină. Ea lucrează sub înrăurirea de neînlăturat a stricăciunii făcută de păcat. Ne-am născut așa și nu putem să nu fim așa. Și de aceea ne găsim cu toții, până la unul, în starea de amăgire de sine și înșelare demonică. Din acest fel de a privi starea oamenilor în legătură cu binele și răul, stare în care se află în mod obligatoriu fiecare om, reiese următoarea definiție a înșelării, care o lămurește în chip cu totul mulțumitor. Înșelarea este însușirea de către oameni a minciunii luate de ei drept adevăr. Înșelarea este însușirea de către oameni a minciunii luate de ei drept adevăr. Înșelarea lucrează mai întâi asupra felului de a gândi. După ce a fost primită și corupt felul de a gândi, ea nu întârzie să se împărtășească inimii, corupând simțirile inimii, luând stăpânirea asupra ființei omului, ea se revarsă în toată activitatea lui, otrăvindu-i și trupul ca pe unul ce a fost legat în chip de nedespărțit cu sufletul de către ziditor. Starea de înșelare
este stare de pierzanie sau de moarte veșnică, ne spune Sfântul Ignatie Briancianinu. Pentru mintea mea sunt răspândite curse în felurite cărți care se numesc pe sine Lumină, dar cuprind învățătura ale Întunericului, scrise sub înrăurirea vădită sau ascunsă a Întunecatului și a tot răului stăpânitor al lumii acesteia, având ca izvor înțelegerea vătămată de căderea în păcat. Într-o minciună omenească, într-o viclenia meșteșugirilor înșelăciunii, cum spunea Apostolul, cărți scrise de scriitori care, fără de minte, se înfierbântă din mintea trupului lor. Aproapele meu și în iubirea către el trebuie doar să-mi caut mântuirea. Mi se face cursă care mă vânează spre pierzania mea, atunci când mintea lui este prinsă în cursele învățăturii și cugetării mincinoase și amăgitoare. Aproapele meu și în iubirea către el trebuie doar să-mi caut mântuirea, mi se face cursă care mă vânează spre pierzania mea, atunci când mintea lui este prinsă în cursele învățăturii și cugetării mincinoase și amăgitoare. Mintea mea, la rândul ei, poartă pecetea căderii. Este acoperită cu acoperământ de întuneric, molipsită de o travă a minciunii. Încă din rai tindea ea cu nesucotință și nebăgare de seamă către dobândirea cunoștinței pierzătoare și ucigașă, iar după cădere s-a făcut încă mai nechipzuită, mai cutezătoare, cu îndrăzneală se îmbată din paharul cunoștinței otrăvite și prin aceasta nimicește în sine cu desăvârșire gustul și dorirea de paharul cel dumnezeesc al cunoștinței mântuitoare. Câte curse pentru inima mea! Văd curse grosolane și curse măieste, pe care să le numesc mai primejdioase, mai cumplite. Nu mă pricep. Vânătorul este iscusit și pe cel ce scapă din cursele grosolane îl prinde în lațurile cele meșteșugite. Sfârșitul vânătorii este unul singur, pierzania. Cursele sunt ascunse în toate felurile, cu o deosebită măiestrie. Căderea e ascunsă în toate chipurile biruinței. Căderea e ascunsă în toate chipurile biruinței. Dorința de a plăcea oamenilor, fățărnicia, slava deșartă, sunt ascunse sub toate chipurile virtuții. Amăgirea, întunecata înșelare, poartă chip duhovnicesc, ceresc. Dragostea sufletească, adesea pătimașă, se ascunde sub chipul iubirii sfinte. Desfătarea mincinoasă, închipuită, se dă drept desfătare duhovnicească. Stăpânitorul lumii acesteia se străduiește prin toate mijloacele să-l țină pe om închis în firea căzută. Și aceasta este de ajuns fără să fie nevoie de păcate grosolane, pentru a-l face pe om străin de Dumnezeu. Păcatele grosolane sunt înlocuite cu deplină izbândă, precum pe bună dreptate socotește vânătorul, de trufașa părere de sine a creștinului, care se mulțumește cu virtuțile firii căzute și se dă pe mâna amăgirii de sine, înstrăinându-se prin aceasta de Hristos. Ne spune Sfântul Ignatie Briancianinu. Aleluia.
Știm că, chiar înainte de potop, fără de legea și păcătoșenia omenirii, erau peste măsură de mari. Oamenii se desfătau în pofte dobidocești și erau orbi și nesimțitori la tot ce era duhovnicesc. La fel va fi înainte de sfârșitul lumii. Senzualitatea neînfrânată, adică pornografia, destrăbălarea, lăcomia și beția vor deveni lege, paralizând mintea omului, așa încât nici chiar necazurile pe care le va slobozi Dumnezeu ca avertisment, foamete, cutremure, nenorociri și, în cele din urmă, marele chin adus prin Antichrist, nu vor trezi niciun simțământ de frică ori de căință în oamenii îmbătați de propria lor stricăciune. Sfinții apostoli învață că în vremurile cele mai de pe urmă, feluritele erezii pustiitoare și învățături mincinoase se vor înmulți și vor dobândi o mare putere, în timp ce necredința va spori tot mai mult. Omenirea ca întreg va fi oarbă și surdă duhovnicește și nesimțitoare în tot ceea ce privește mântuirea sa. Oamenii vor crede de bună voie orice minciună și vor uita pe de-a întregul legea lui Hristos. Orice viciu și greșeală cu putință vor fi primite cu mări inimie de către lume. Omenirea ca întreg va fi oarbă și surdă duhovnicește și nesimțitoare în tot ceea ce privește mântuirea sa. Oamenii vor crede de bunăvoie orice minciună și vor uita pe de-a întregul legea lui Hristos. Orice viciu și greșeală cu putință vor fi primite cu mări inimie de către lume. Și de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciunii, ca să fie osândiți toți cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea, ne spune Sfântul Apostol Pavel. El, Antichrist, va oferi un plan pentru rezolvarea reușită a crizei mondiale, întemeiat pe înțelepciune politică și socială, anume statornicirea unei structuri politice și sociale uniforme în întreaga lume. Ostenită de grozăviile războiului și fiind oarbă duhovnicește, omenirea nu va recunoaște acest proiect ca fiind o cursă vicleană și astfel va fi ademenită în cea mai nemiloasă și mai necurmată robie. Dimpotrivă, oamenii vor întâmpina cu osanale manifestările de înaltă erudiție, înțelepciune și geniu al lui Antichrist. El, Antichrist, va oferi un plan pentru rezolvarea reușită a crizei mondiale, întemeiat pe înțelepciune politică și socială, anume statornicirea unei structuri politice și sociale uniforme în întreaga lume. Ostenită de grozăviile războiului și fiind oarbă duhovnicește, omenirea nu va recunoaște acest proiect ca fiind o cursă vicleană și astfel va fi ademenită în cea mai nemiloasă și mai necurmată robie. Dimpotrivă, oamenii vor întâmpina cu osanale manifestările de înaltă erudiție, înțelepciune și geniu al lui Antichrist.
vin mai cumplite decât valurile potopului care a îngăduit, care a înghițit cândva întreaga lume, pierzând tot neamul omenesc, vin valurile minciunii și ale întunericului. Înconjoară lumea din toate părțile, gata să o înghită. Stârpesc credința în Hristos, surpă împărăția lui pe pământ. Înăbușă învățătura lui. Vată-mă obiceiurile, tâmpesc și nimicesc credința, întinzând domnia atotrăului stăpânitor al acestei lumi. Unde este acea fericită arcă, asemenea cu arca dreptului Noe, unde să putem scăpa de valurile ce năvălesc din toate părțile, unde să putem afla mântuire neîndoielnică? Arca aceasta e Sfânta Biserică, ce plutește pe valurile potopului duhovnicesc și noaptea întunecoasă, înviforată, cumplită, este călăuzită cu seninătate și tărie în calea sa de către luminătorii cerești, scriirile sfinților bine plăcuți al lui Dumnezeu. Strălucirea acestor luminători cerești nu poate să o ascundă nicio negură, niciun nor. Arca va ajunge la limanul veșniciei fericite, aducându-i cu bine acolo pe toți cei ce i-au încredințat mântuirea lor. Cel care va disprețui această arcă, adică Sfânta Evanghelie și învățătura Sfinților Părinți, cel ce își va închipui din oarbă trufie și părere de sine că poate să străbată valurile cumplite în barca șubredă a minții sale, cel care va disprețui smerita ascultare față de biserica cea adevărată și care se va sui în alte corăbii, vătămate de învățăturile mincinoase, roase de amăgirea șarpelui viclean, cel ce va lepăda călăuzirea Sfântului Duh, ori se va călăuzi doar cu răceală și fățărnicie după Sfânta Scriptură, singura în care se află învățătura Duhului, adică adevărul, acela va pieri, ne spune Sfântul Ignatie Briancianino. Vin mai cumplite decât valurile potopului care a înghițit cândva întreaga lume, pierzând tot neamul omenesc, vin valurile minciunii și întunericului. Înconjoară lumea din toate părțile, gata să o înghită. Stârpesc credința în Hristos, surpă împărăția lui pe pământ, înăbușă învățătura lui, vată-mă obiceiurile, tâmpesc și nimicesc conștiința, întinzând domnia totrăului stăpânitor al acestei lumi. Omenirea căzută se apropie de Sfântul Adevăr prin credință. Altă cale către acesta nu este. Omenirea căzută se apropie de Sfântul Adevăr prin credință. Altă cale către aceasta nu este. Credința e din auzire, iar auzirea din Cuvântul lui Dumnezeu, ne învață Apostolul Pavel. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Poruncile evanghelice sunt adevărul. Și tot omul este mincinos. Toate aceste lucruri sunt mărturisite de dumnezeiasca Scriptură. Așadar, cum crezi că, din ceea ce este minciună, vei auzi glasul adevărului? Vrei să-l auzi? Vrei să auzi glasul duhovnicesc al Sfântului Adevăr? Învață să citești Sfânta Evanghelie. De la ea vei auzi adevărul. În ea vei vedea adevărul.
adevărul va-ți descoperi căderea ta și legăturile minciunii, legăturile amăgirii de sine cu care este legat în chip nevăzut sufletul fiecărui om neînnoit de Duhul Sfânt. Îți este rușine să mărturisești, trufaș căzut, trufaș în însăși căderea ta, că trebuie să cauți adevărul în afara ta, că intrarea lui în tine se face prin auz și prin celelalte simțuri trupești? Acesta este însă adevărul de netăgăduit, care dă pe față cât de adâncă e căderea noastră. Atât de adâncă, atât de grozavă e căderea noastră, că, pentru a ne scoate din prăpastia pierzării, Dumnezeu cuvântul a luat asupra-și firea omenească, pentru ca oamenii să devină din ucenici ai diavolului și ai minciunii, ucenici ai lui Dumnezeu și ai adevărului, să fie sloboziți prin mijlocirea cuvântului și Duhului adevărului din robia păcatului și să fie învățați tot adevărul, ne spune Sfântul Ignatie Briancianinu. Sfântul adevăr e vestit în inimă de tihnă, de liniște, de limpezime, de pace, de aplecarea spre pocăință, spre adâncirea în sine, spre a nu nădăjdui în sine, spre mângâietoarea nădejde în Dumnezeu. Minciuna, chiar dacă își pune masca binelui, se cunoaște după tulburarea, întunecarea, nehotărârea, nestatornicia, împrăștierea, visarea cărora le dă naștere, sau nu face decât să amăgească inima, aducându-i lingușitor o mulțumire, o îmbătare de sine, o plăcere tulbure, lipsită de limpezime. Și această plăcere a inimii amăgite seamănă cu liniștea prefăcută, care acoperă oglinda unor bulboane adânci și întunecate, unde se sălășluiesc monștri, ne spune Sfântul Ignatie Briancianinu. Așadar, ca să putem să-i rămânem credincioși lui Hristos, fericitul arhiepiscop Averchie Taușev ne avertiza să nu ne încredem în ceea ce poate părea chibzuit sau în ceea ce se potrivește cu părerile minților noastre căzute. În schimb însă, trebuie să ne urmăm conștiința și poruncile Domnului nostru și, drept urmare, să ne așteptăm să fim urâți de aceia care, fie în mediul laic, fie în cel bisericesc, sunt călăuziți de Duhul acestei luni. El scria: în vremea noastră, adevărul este arătat în mod oficial și cu solemnitate drept minciună, iar minciuna drept adevăr. Și fiecare persoană, fie că își dorește, fie că nu, trebuie să creadă aceasta, împotriva oricărei temei și analize raționale. Ori de nu, vai! Cel care urmează glasul proprii sale conștiințe și al predaniilor, adică învățăturii Domnului, ar putea sfârși prin a plăti scump. Iar aceasta este adevărat în toate aspectele vieții moderne. Uneori, acum mai cu seamă, chiar și în domeniul religios și bisericesc.
În vremea noastră, adevărul este arătat în mod oficial și cu solemnitate drept minciună, iar minciuna drept adevăr. Și fiecare persoană, fie că își dorește, fie că nu, trebuie să creadă aceasta împotriva oricărei temei și analize raționale. Ori de nu, vai, cel care urmează glasul proprii sale conștiințe și al predaniilor, adică învățăturii Domnului, ar putea sfârși prin a plăti scump. Fraților, să nu ne afundăm nici în cea mai mică măsură în duhul acestei lumi. Știm atât de bine de la cuvântul lui Dumnezeu că lumea aceasta este stăpânită de prințul întunericului, care stăruie în cruzime, vrăjmașul nostru cel înverșunat făcător de rău, mincinos și dintr-un început ucigător de oameni, diavolul. Să nu ne temem de batjocură și lepădare de asuprire și prigoană din partea slugilor satanei credincioase. Ne spune fericitul arhiepiscop Averchie Taușev. Luați seama să nu vă furie mințile cineva cu filozofia și cu deșarta înșelăciune din predania, învățătura, omenească, după înțelesurile cele slabe ale lumii și nu după Hristos, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Eu sunt calea, adevărul și viața, ne spune Hristos Domnul și Dumnezeul nostru în Sfânta Evanghelie de la Ioan. Dacă veți rămâne în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii ai mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul, adică minciuna, mai mult decât lumina, căci faptele lor erau rele, ne spune Hristos Domnul și Dumnezeul nostru în Sfânta Evanghelie de la Ioan. Dar pe mine, fiindcă spun adevărul, nu mă credeți, ne spune Hristos Domnul și Dumnezeul nostru în Sfânta Evanghelie de la Ioan. Dar pe mine, fiindcă spun adevărul, nu mă credeți. Amin, amin, amin.